Aș vrea să începem cu un mic experiment. Aș vrea, pentru câteva secunde, să vă imaginați ceva. Haideți să nu fie câteva secunde, să fie un minut. Cred că unul dintre cele mai mari daruri pe care Dumnezeu ni le-a dat este puterea imaginației. Am fi atât de săraci dacă n-am putea să ne imaginăm lucruri. Iar eu vă chem să vă imaginați ceva. Imaginați-vă că timpul a trecut atât atât de repede, și vă spun asta într-o paranteză, chiar trece atât de repede, viața trece ca un glonte. Și că aveți 35 de ani. Haideți, nu 35. 40 de ani. Aveți 40 de ani. Este luni dimineața și tocmai a sunat ceasul deșteptător. Vă puteți imagina asta? Unii zic, nici vorbă, nu vreau să mă imaginez la 40. A sunat ceasul deșteptător, încă ești în pat, dar știi că trebuie să te ridici și să pleci la lucru. Aș vrea să-ți pui în inima ta cine ești. Cine ești. Și când mă refer la cine ești, mă refer strict la un anumit lucru. Mă refer strict la cu ce te ocupi. Care este jobul tău? Nu să zici, voi fi, mi-ar plăcea să fiu. Suntem în imaginație și în imaginație aproape orice este posibil, nu? Nu țineți cont de, dar n-am bani să fiu. Nu țineți cont de, dar n-am suficiente relații pentru a ajunge acolo. Nu contează toate astea. Nici în realitate nu prea contează ele. Dacă ai avea puterea să fii. Ceea ce îți dorești cel mai tare. Iată că ești la 40 de ani, a sunat ceasul, te trezești și ești? Ce ești? Unii v-ați spus în inimă, sunt doamna profesoară. Unii v-ați zis, sunt medic-chirurg. Alții v-ați zis, sunt aitist. Iar unii v-ați zis, sper că unii v-ați zis, sunt pastor. <laughs> Unii v-ați spus, uh, sunt antreprenor. Ați reușit cu toții? Putem lua răspunsuri din sală? Asta ar fi fain. Îndrăznește să fie cineva între voi care să zică sunt și să zică ce visează el să fie la 40 de ani sau ea? Îndrăznim? Nu ne pune la asta, că un genitor. Ești miliardar. Grea povară ți-a dat Domnul. Să o duci cu bine. Altcineva. El a îndrăznit, e miliardar. Filantropa, zice eu, că face foarte mult bine. Doamne ajută. Doamne ajută. Să mă cauți, că și eu am ceva bine de făcut. Altcineva. A adică o ridicare de mână, să vedem. Cine îndrăznește? Cine e curajos? Zi tu. Tu ești omul lui Dumnezeu. Foarte spiritual. E bine. Ți ajută, Domnul. Altcineva. O fată îndrăznește? Voi vreți să fiți, dar să fiți ascunse, să nu se știe. Haideți să mergem mai departe cu treaba asta. Ce credeți că aveți nevoie pentru a ajunge acolo? Care sunt acele lucruri pe care cu siguranță nu aveți voie să le ocoliți dacă vreți să ajungeți să fiți miliardar? Dar haideți să... filantrop. Medic. Ce ar trebui să faceți acum pentru a ajunge acolo? Ce caracteristici, ce lucruri, ce atitudine ar trebui să aveți ca să aveți măcar, nu siguranța, dar pe undeva, așteptarea ca la 40 de ani, când sună ceasul, să-ți placă la ce te trezești. Pentru că ai ajuns să trăiești visul tău. A ajuns să trăiești ceea ce ți-ai dorit. Să știți că nu vorbesc în van și nu, nu vorbesc despre lucruri imposibile. Cu toată zmerenia, vreau să vă spun că eu am un pic peste. 40 de ani, sună ceasul în fiecare dimineață și mă trezesc la ceea ce îmi place. Eu îmi trăiesc visul. ce trebuie pentru a ajunge acolo? Da, slavă Domnului. E harul lui. ce trebuie pentru a ajunge acolo? Facem o listă? Haideți să vedem. Cu siguranță muncă, nu-i așa? Multă muncă. Multă disponibilitate de a te sacrifica pentru visul tău să-ți dai examenele, să le iei, să n foarte multe restanțe, să-ți rezolvi toate restanțele, să-ți termini facultatea. Multă muncă, multă disponibilitate de a lucra pentru ca visul tău să capete contur. Fără muncă, nu o să ți-l nimeni în traistă. Trebuie să muncești foarte, foarte mult. De acord? Muncă. Doi, nu toată lumea muncește până la urmă. Dar nu toți ajung să trăiască visul. Ce mai trebuie? Consecvență. Disciplină. Haideți să vedem. Ce mai trebuie? Credință. Credeți că trebuie? Sigur trebuie. Știți când îți trebuie și mai tare credința în drumul ăsta de a-ți trăi împlinirea visului? În momentele în care vine cernerea. Când parcă nimic nu se mai leagă, când parcă îți vine să fugi din visul ăla și vei zice eu niciodată, a zis vreodată asta, eu niciodată nu voi ajunge să. Spunea Domnul Hristos lui Petru, Petre, diavolul a cerut să vă cearnă. Și ce ciudat acolo, și pe mine me mi sperie perspectiva asta, că Domnul nu îi zice, dar eu i-am -am interzis. Eu nu l-am lăsat să fac asta, ci zice, dar eu m-am rugat pentru credința ta. Cu alte cuvinte l-am lăsat. Dar m-am rugat ca după cernerea aia să rămâi în credință. Îți trebuie credință. Vor veni peste fiecare dintre voi, indiferent care este visul vostru, indiferent care este dorința pe care o aveți cu privire la cariera voastră, va veni, vor veni nu doar unul, ci mai multe momente de cernere cei care merg înainte sunt cei care rezistă cernerii. Îți trebuie muncă, îți trebuie credință, îți trebuie perseverență. Ce ziceți? Curaj trebuie? Curaj. Trebuie. Amin. O, da. Îți trebuie curaj să bați la ușa aia la care nu-ți vine să bați. Să-l bagi în seamă pe omul ăla pe care L-ai ocolit din toată inima ta pentru că ți este prea mare teamă. Deci ar putea spune curaj. Îți trebuie curaj să te duci la examenul ăla. Îți trebuie curaj să aplici pentru bursa aia. Îți trebuie curaj, curaj să îndrăznești să te pui CV-ul ăla. Curaj! câte zvonuri, câte gânduri nu ne vin când suntem gata să facem ceea ce trebuie pentru visul nostru până la urmă dar parcă nu avem nicio fărâmă de curaj și ne spunem tot soiul de povești eu nu pot, mie nu mie, eu niciodată Îți trebuie curaj curaj cine vrea să fie miliardar curajul este, cum să zic un must de fiecare zi voi vă dați seama ce se teme el pentru averea aia. Curaj. Îți trebuie curaj. Curaj. Îți trebuie muncă. Îți trebuie disciplină. Îți trebuie perseverență. Îți trebuie credință. Îți trebuie curaj. Curaj să treci peste vocea oamenilor. O, de câte ori nu ni s-a spus. Ce vrei tu să te faci, mă? Și tu îndrăznești. Aproape naiv și zici, președinte. Și încep oamenii și cu vocile lor. Auzi la el ce vrea să te facă, președinte. De unde știu ei că tu n-ai stofă de președinte? De unde știu ei că Domnul nu va deschide drumuri pentru tine către acolo? Nu știu. Dar ție îți trebuie curaj să treci peste vocea lor. Să treci peste, să zicem, jocoră Trebuie curaj. Să îndrăznești. Eu asta visez, eu asta vreau, către asta lupt. Curaj. Curaj. Să treci peste momentele dificile, când tu însuți îți spui că nu se mai poate, că nu ai ce căuta aici. Curaj. Uneori este nevoie de o doză serioasă de curaj să te trezești dimineața. Uneori, câți dintre voi sunteți studenți? Vă trebuie o doză serioasă de curaj să vă duceți la examenul ăla? Curaj. Dar fără curaj nu poți merge prea departe. În niciun domeniu. Ce ar mai trebui? Ce ați mai pune pe lista asta? Dați-mi voie să vă întreb. Ați pune cumva pe lista asta și comunicarea? Sau așa cum o spunem astăzi pretențios, inteligența aceasta a vorbelor, capacitatea asta de a transmite în cuvinte ce vrei, ce simți, în ce direcție te îndrepți? Credeți că avem nevoie de comunicare. Să știm să vorbim cum trebuie. Dacă am face o listă a tuturor lucrurilor de care avem nevoie pentru a înainta către visul nostru, pentru a, la 40 de ani, când sună ceasul, să trăim împlinirea aceea, să ne placă, să abia așteptăm să ne trezim, am pune pe lista aceea și capacitatea de a comunica? Ce mai mulți oameni o pun o consideră neimportantă, secundară. Consideră că trebuie să aibă cunoștințe, abilități și se străduie din răsputeri să le aibă și sunt importante. Toate sunt importante. Dar lasă capacitatea de a comunica, dezvoltarea acestei capacități undeva la urmă, undeva în spate. Nu se gândesc prea mult la ea. N-au dat prea mare importanță vorbelor. Niciodată eu am venit în seara asta la voi să vă spun că ea comunicarea este importantă. Eu am venit în seara asta la voi să vă spun că pe drumul ăla, dacă vreți să ajungeți să trăiți împlinirea visului vostru, trebuie de pe acum să începeți un proces serios de a da importanță cuvintelor pe care le prostiți. Comunicarea este importantă. Este parte a acelei inteligențe sociale de care vorbesc oamenii în vremea noastră. Deci, trebuie să știi să spui. Trebuie să știi să comunici. Comunicarea este importantă. Foarte importantă. Este atât de importantă încât o veți găsi ca unul dintre lucrurile majore, inclusiv în lumea lui Dumnezeu. Pentru Dumnezeu, comunicarea este importantă. Vorbele, cuvintele sunt importante. Vă dau trei motive pentru care în lumea lui Dumnezeu comunicarea este importantă și ca atare și în lumea fiecăruia dintre noi. Comunicarea ar trebui să reprezinte un domeniu care, căruia să-i acordăm o atenție sporită. Comunicarea este așa de importantă. Încă din grădina Eden, Dumnezeu ne învață că ea comunicarea e importantă. Știți cu ce începe istoria lumii? Cu Dumnezeu care a zis. Dumnezeu care vorbește, Dumnezeu care folosește cuvintele în interacțiunea dintre el și universul întreg, dintre el și om, cuvintele, cuvintele sunt importante. Dacă n-ar fi fost cuvintele importante. Dacă ceea ce rostim în mod constant cu gura noastră n-ar fi fost importante. Întrebați-mă, spuneți-mi vă rog, de ce Domnul Hristos alege să se întrupeze? folosind expresia aceasta. Unu, Ioan, capitolul 1, versetul 1. Și cuvântul? Cine? Nu filmul. Nu imagine. Cu o imagine face cât? O mie de cuvinte. Și totuși, cuvântul s-a făcut trup. De ce? Cuvântul este important. În lumea lui Dumnezeu, Cuvântul este atât de important încât însuși Hristos se întrupează în cuvânt. Să coborâm mai în detaliu și mai în viața de zi cu zi. Și ce spune Domnul Hristos despre felul nostru de a vorbi? Matei, capitolul 12, versetul 36. Vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit glumește. Nu-i prea dur, nu-i prea aspru, nu-i prea îngust. Chiar orice cuvânt, căman. Păi cei care sunt așa ca mine, mai aplecați înspre a vorbi, rostim mii de cuvinte într-o zi. Fetele au predispoziția de a rosti și mai multe. Orice cuvânt nu-i prea mult, și cu toate astea, asta este învățătura Evangheliei. Vom da socoteală de orice cuvânt prostit. În lumea lui Dumnezeu, cuvintele sunt importante și tocmai de aceea este bine la început de viață, la început de liceu, la început de facultate, la final de facultate, înainte să uh, îți cauți pe aleasa sau alesul inimii, să te întrebi, sunt eu un om care știe să comunice? Sunt eu un om care știe să folosească cu, cu măestrie, dacă nu măcar cu măestrie, măcar cu anumite abilități. Acest instrument major numit comunicarea. Comunicarea este importantă în lumea lui Dumnezeu este importantă. Dar comunicarea este importantă și între noi, oamenii. Ea zidește sau dărâmă tot ceea ce facem noi. Aduceți-vă aminte, există în Geneza 11 acea poveste fascinantă cu turnul Babel. Oamenii la un moment dat s-au hotărât să construiască un turn și au început să zidească la el și să facă cât mai mare. Au vrut să-și facă un nume pe pământ să devină o națiune puternică. La un moment dat Dumnezeu s-a uitat la ce făceau ei și le-a zis Nu-mi place. Nu-mi place ce fac. Oare cum să-i oprim? Să trimitem armata. Nu, no. să trimite îngerii. Nu, no. rezolvăm mai ușor. Știți cum? Coboară între ei și încurcăle limbile. Să nu se mai înțeleagă unul cu celălalt. Dacă nu se vor mai înțelege și, remarcați, vă rog, metafora, suntem într-un text sacru până la urmă. Dacă nu se mai înțeleg, nu mai construiesc. Dacă nu se mai înțeleg, nu mai zidesc. Dacă cei doi nu se înțeleg, nu construiesc. Dacă cei doi care au făcut o afacere, care vor să meargă pe un drum, care vor să construiască ceva cu viața lor, nu se înțeleg, nu vor zidi. Comunicarea zidește sau dărâmă? Eu mă ocup de carte de vreo 15-20 de ani. Trăiesc în zona asta, 8, 10, 12 ore pe zi. Au zis să fie antreprenor, vei lucra de la 8 la 8. E bine. Și mi-a fost dat să văd vara asta pentru prima dată niște extrase de vânzări ale unei edituri ca mea, numai că publica în limba engleză. Am fost șocat. Știți de ce? În timp ce eu vindeam în România o carte, ei vindeau 10.000. Cam asta era paritate. Știți ce făcea diferența între mine și ei? Că aveam aceeași carte, a mea era tradusă după lor. Știți ce făcea diferența? Cuvântul. Puterea limbii. Ei vindeau cărți în limba engleză. Iar eu în limba română. Asta era toată diferența. Comunicarea limba zidește și cu cât e mai puternică, cu atât zidește mai zdravă, mai serios, un edificiu mai important sau dărâmă. Dacă vei da importanță comunicării, dacă vei reuși să înțelegi cât de important este ca dincolo de profesionalismul cu care îți faci treaba, dincolo de informațiile pe care le aduni și care te nobilează până la urmă, dacă vei reuși să înțelegi că ea comunicarea, este esențială. Vei reuși să zidești, folosesc limbajul din Geneza 11, cu viața ta ceva serios, durabil. Dar dacă nu, în puterea limbii stă viața și moartea. Poți construi, dar ceea ce construiești este fragil, pentru că nu știi să legi relații și se poate dărâma oricând prin însăși puterea cuvintelor. Comunicarea este importantă pentru că Dumnezeu o vede importantă, Dumnezeu se identifică cu el, cu cuvântul. Comunicarea este importantă pentru că ea zidește sau dărâmă. Comunicarea este importantă pentru că ea vorbește despre inima ta. Ce urmează să zic nu-i plăcut deloc, dar este adevărat. Spun psihologii așa, când un om deschide gura, își spune poveste. Lăsați-l să vorbească. O ureche deprinsă să asculte, va înțelege mai mult decât cuvintele. Când comunicăm, noi vorbim despre inima noastră. N-ați auzit expresii de genul? Aia am zis și eu o vorbă. Ce-o fi fost atât de grav? Doar nu trebuie să bagi în seamă toate cuvintele. Doar am vorbit așa la întâmplare. Am zis doar, știți proverbul românesc, n-am dat cu parul. Sunt doar cuvinte. Niciodată nu sunt doar cuvinte. Niciodată. Întotdeauna când vorbim, ne descoperim inima, ne arătăm inima. Comunicarea vorbește dincolo de vorbele pe care le rostim despre mine, despre tine, despre inima noastră. Ea ne dezvăluie. Poți să joci perfect. Dacă când începi să vorbești, te arăți cum ești. Poți să arăți ca fiind un mare gentleman. Păi, cine ca tine? Hainele? Totul este... Care e cuvântul care se folosește astăzi? Țiplă? Totul este țiplă. Dom'le, dacă n-a început să vorbească, deci, da, hai că te mai căutăm noi. Comunicarea vorbește despre inima ta. Vorbește despre inima mea. Vă dau un verset biblic dureros și dur totodată. Matei 12, 34, 35. Pui de năpârci. Cum ați putea voi să spuneți lucruri bune că sunteți, fi, sunteți răi? Că și de prisosul inimii vorbește gura. Omul bun scoate lucruri bune din misteria bună a inimii lui, dar omul rău scoate lucruri rele din misteria rea a inimii lui. Ce exercițiu dătător de, de pocăință. Acum când stai acolo pe bancă și mă asculți și te întrebi oare în ce direcție o vă lua, că nu, nu știu, așa, să te gândești, hai să vedem, ce am spus eu astăzi? Ce a zis nu mama? Ce am zis du mama vorbește despre mine. Cine sunt eu sau cel care, sau cea care a rostit acele cuvinte? Să nu lăsăm pe mama că poate ai respect prea mare pentru ea sau suficient de mare. Mare ne dăjduim să fie. Ce am spus orei mele mai mici? Aia care mă enervează continuu și mi-a -mi și hainele. Ce ai spus vorbește despre inima ta. Ai că nu fi chiar așa, că am spus la supărare. Ce ai spus? Vorbește despre inima ta. Știi câte momente de supărare vei avea toată viața? Doar îți permiți să vorbești așa? Ce spun vorbește despre inima mea? Deci, cum putem comunica frumos? Care sunt câțiva piloni și despre asta vreau să vă vorbesc în puține minute pe care le mai avem. Ne Cum am nu știm când mă opresc, că dacă până spun unul care e îndrăgostit de cuvinte să vorbească, e se termină când se termină. Deci, care sunt pilonii pentru a pune bazele unei comunicări sănătoase? Înainte de asta, aș vrea să doar trec în revistă, ceea ce cu siguranță cei mai mulți dintre voi știți, comunicarea este de trei tipuri. De fiecare dată când noi comunicăm, noi comunicăm în trei moduri diferite, constant, în instantaneu, adică în același timp. Comunicare verbală, non-verbală și paraverbală. Știți procentele? Cât la sută e comunicare verbală din tot ce spunem noi? Haideți să încercați. Ziceți așa, o cifră. 30? Mai scade. 10? Mai scade. 7% sunt specialiștii. Specialiștii spun că din tot ceea ce spunem noi, cuvintele ocupă 7%. E groznic. Doar 7%? Mi-ar fi plăcut să ocupe mai mult. Dar comunicarea verbală, din tot ceea ce afirmăm, din tot felul nostru de a comunica cu ceilalți, ocupă doar 7%. La Am zice că este extrem de puțin. Doar 7%. Comunicarea paraverbală, felul în care vorbim, intonația, caracteristicile vocii, intensitatea, ritmul, debitul verbal, intonația, știți cât ocupă? 38% că pot să zic așa, Domnul să te binecuvinteze. Și voi ce înțelegeți? Domnul să mă binecuvinteze, nu? Domnul să te binecuvinteze. Și voi ce înțelegeți? E bine să nu fiu un calea Lui. De ce? Că n-am schimbat vorbele. Dar paraverbal am transmis un alt mesaj. N-ați întâlnit niciodată oameni foarte abili la comunicare paraverbală? știu să încarce cuvintele cu altă greutate. Știu să le golească de greutatea lor și să pună altceva în schimb. Abili, capacitați în domeniul ăsta. Și apoi mai este o comunicarea non-verbală, care este legată de gesturile mele, de postură, de mișcări, de mimică, de înfățișare. Comunicarea asta ocupă 55%. 55%. Deci, din când începem să comunicăm cu o persoană, înainte să ne deschidem gura, noi deja am comunicat o bună bucată din mesajul pe care vrem să-l transmitem. Cum să cizelăm aceste trei părți? Cum să ne cizelăm cuvintele, cum să ne cizelăm paraverbalul, adică ce, cum încărcăm cuvintele acelea și cum să ne cizelăm felul în care arătăm în momentul în care vorbim. Vreau să vă citesc acum o poveste din scriptură, o întâmplare reală, în care o femeie începe să comunice. Veți întâlni în timp ce citim textul toate cele trei tipuri de comunicare. Comunică atât de bine femeia asta încât reușește să oprească o armată de soldați, de mercenari, nu de soldați, de mercenari setoși de sânge și se întoarcă din drum. Imaginați-vă puterea acestei femei. Deci e ea, Singură, cu niște slujitori, cu niște măgari și câteva uh, boceluțe cu mâncare. Se întâlnește cu o armată. Textul zice că e, dacă mi-aduc eu bine aminte, o armată de 400 de oșteni. Știți ce înseamnă asta? 400 de oșteni, că ar fi cam jumătate armate ruse acum, dacă ar fi să păstrăm proporțiile. Și este femeia asta înaintea lor. Și prin felul în care comunică, exemplar reușește să-i oprească, să le schimbe gândul și să-i întoarcă din drum. Ce zice? Puternică? Puternică. Putem citi textul. Ăla eu, ăla eu, nu, nu, nu vreți. Nu? L-ați descoperit. Știți de ceva despre ce, deja despre ce este vorba. Deschidem, nu o să vă rog să vă ridicați, tocmai pentru că textul e lung și n-aș vrea să comunicați paraverbal cu mine <laughs> într-o formă sau alta. 1 Samuel, capitolul 25, și vom citi destul de mult din capitolul ăsta. Dar pe măsură ce îl citim, aș vrea să urmăriți textul și să remarcați cum comunică personajele din text. Avem trei personaje majore în text. Este pe de o parte Împăratul David, este pe de altă parte Abigail și pe de altă parte este nebunul de bărbat al lui Abigail, Nabal. Fiecare dintre ei comunică. Comunicarea este diferită. La unul comunicarea aduce moarte. Celelalte comunicarea aduce viață. Să începem. Samuel a murit. Tot Israelul s-a adunat și l-a plâns și l-a îngropat în locuința lui la Rama. Atunci David s-a sculat și a coborât în pustiul Paran. În Maon era un om foarte bogat, a cărui avere era în Carmel. Avea 3000 de oi și 1000 de capre și se afla la Carmel pentru tunderea oilor lui. Numele lui acestui om era Nabal și nevasta lui se chema Abigail. Era o femeie cu judecată, Biblia deja ne pune scena, și frumoasă la chip. Dar bărbatul ei era aspru și rău în faptele lui. El se trăgea din caleb. David a aflat, că în, pustiu, a aflat în pustiu că Nabal își tunde oile. A trimis la el zece tineri, cărora le-a zis. Și începe să comunice David. Suiți-vă la Carmel și duceți-vă la Nabal. Întrebați-l de sănătate în numele meu. Și să-i vorbiți astfel să trăiești în pace și pacea să fie cu casa ta și cu tot ce este al tău. Și acum am auzit că tu în zoile, păstorii tăi au fost cu noi, nu i-am ocorât și nu li s-a luat nimic în tot timpul când au fost la Carmel. Întreabă pe slujitorii tăi și îți vor spune să capete trecere, dar tinerii aceștia înaintea ta, fiindcă venim într-o zi de bucurie. Dă dar, te rog, robilor tăi și fiului tău David, ce te lasă inima? Ce ziceți? A comunicat frumos David? Ales. Vrednic de un împărat. Când au ajuns oamenii la David, au spus lui David, au spus din Nabal toate aceste cuvinte. În numele lui David, apoi au tăcut. Remarcați cum punctează comunicarea, apoi au tăcut. Nabal a răspuns slujitorilor lui David. Începe să comunice Nabal. Cine este David? Și cine este fiul lui Isai? Astăzi sunt mulți slujitori care fug de la stăpâni. Să-mi iau eu pâine, apa și vitele mele pe care le-am tăiat pentru tunzătorii mei și să le dau unor oameni care sunt de nu știu unde? Mi se pare că a comunicat în abal. În câteva cuvinte îl jignește și îl face una cu pământul pe David. Ești un om de nimic, mai important decât tine sunt tunzătorii mei. Oamenii lui David și-au luat drumul înapoi. S-au întors și-au spus la sosirea lor toate aceste cuvinte lui David. Atunci David a zis oamenilor săi, fiecare din voi să-și încingă sabia. Și fiecare și-a încins sabia, David și-a încins și el sabia și aproape 400 de inși s-au suit după el. Iată armata. Au mai rămas doar 200 la calabălăcuri. Pentru vremea aceea, pentru etapa istorică în care ne aflăm, 400 de oșteni este o armată serioasă. Unul din slujitorii lui Nabal au venit și au zis către Abigail, nevasta lui Neabal, iată că David a trimis din pustiu niște sol să întrebe de sănătate pe stăpânul nostru și el s-a purtat rău cu ei. Și totuși oamenii aceștia au fost foarte buni cu noi, nu ne-au ocărât și nu ne s-a luat nimic în tot timpul cât am fost cu ei în câmp. Ne-a fost zid și zi și noapte, în tot timpul cât am fost cu ei la păscutul turmelor, să știi acum și vezi ce ai de făcut, căci pierderea stăpânului nostru și a întregii lui case este hotărâtă și el este așa de rău încât nimeni nu îndrăznește să-i vorbească. Abigail a luat în îndată 200 de pâini, două burdufuri cu vin, cinci oi pregătite, cinci măsuri de grâu prăjit, 100 de turte de stafide și 200 de legături de zmochine. Le-a pus pe măgar și a zis slujitorilor săi, luați-o înaintea mea și eu voi veni după voi. N-a spus, spus nimic bărbatului său, Nabal. I-a încălecat pe o măgara, a coborât muntele pe un drum stufos și iată că David și oamenii lui s-o în fața ei, așa că i-a întâlnit. David zisese, în zadar am păzit tot ce are omul acesta în pustiu. Ne nu s-a luat nimic din tot ce are, căci mi-a întors rău pentru bine. Dumnezeu să pedepsească pe robul său David cu toată asprimea, dacă voi mai lăsa să rămână până la lumina zilei pe cineva de parte bărbătească din tot ce este al lui Enabal. Când a zărit și începe Abigail, măiastră, să comunice. Și prima dată nu scoate niciun cuvânt, dar comunică exemplar când a zărit Abigail pe David, s-a dat jos repede de pe a căzut cu fața la pământ înaintea lui David și s-a închinat până la pământ. Apoi, aruncându-se la picioarele lui, a zis, Eu sunt de vină, Domnul meu. Îngăduie roabe tale să-ți vorbească la urechi și ascultă cuvintele roabe tale. Să nu-și pună Domnul meu mintea cu omul acela rău, cu Nabal, căci cum este numele, așa este și el. Nabal, nebun este numele și este plin de nebunie. Și eu, roaba ta, n-am văzut pe oamenii trimiși de Domnul meu. Acum, Domnul meu, viu este Domnul și viu este sufletul tău, că Domnul te-a oprit să vezi sânge și să te ajuți cu mâna ta. Vrăjmașii tăi, ce ce vor vrea răul Domnului meu să fie ca Nabal, primește Darul acesta pe care îl aduce roaba ta Domnului meu Să se împartă oamenilor care merg după Domnul meu Iartă-te, rog, vina roabei tale Căci Domnul va face Domnului meu o casă trainică Iartă căci Domnul meu poartă războaiele Domnului Și niciodată nu va fi răutat în tine Dacă se va ridica cineva care să te urmărească Și să vrea să-ți ia viața Sufletul Domnului meu va fi legat în mănânchiul celor vii la Domnul Dumnezeul tău și să arunce cu praștea sufletul vrăjmașilor tăi. Când va face Domnul Domnului meu tot binele pe care ți l-a făgăduit și te va pune mai mare peste Israel, atunci nu va avea Domnul meu nici mustrări de cuget și nici nu-l va durea inima ca a vărsat sânge degeaba și că s-a răzbunat. Și când va face Domnul bine Domnului meu, adu aminte de roaba ta. David a zis Abigailei, Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Israel care te-a trimis astăzi înaintea mea. Binecuvântată să fie judecata ta și binecuvântată să fii tu, că m-ai oprit în ziua aceasta să vărs sânge și mi-ai oprit mâna. Dar viu este Domnul Dumnezeul Israel care m-a oprit să-ți fac răul că, dacă nu te-ai fi grăbit să vine înaintea mea, n-ar mai fi rămas nimic din ce este al lui Nabal până la lumina zilei de mâine. Și David a luat din mâna bigaile ce i -a și a zis, suie în pace acasă, Vezi că ți-am ascultat glasul și te-am primit bine. Și na, Abigail și-a salvat așa familia, copiii, ce era ei mai drag, știind să comunice. A oprit o armată de mercenari care cu siguranță ar fi făcut una cu pământul cu tot ce era al lui Napal. Prin ce? doar prin comunicare. Iată cât de puternică este comunicarea. Și vreau să vă zic, îndrăznesc să vă zic, dacă ați ști că peste 30 de ani, peste 20 de ani, peste 5 ani chiar, ați putea obține un salariu mai bun folosind cuvinte potrivite, ați învățat să comunicați. Dacă ați ști că învățând să comunicați, cu tot ce înseamnă comunicarea, cu toate cele trei aspecte ale ei, intrând în biroul acela de care te temi, ai fi ieșit de acolo cu un job mai bun, cu un statut mai ales, ai fi învățat să comunici. Ce înseamnă comunicarea? Care sunt acei piloni pe care trebuie să se așeze o comunicare? I -i spun repede și plecăm acasă. 1. O comunicare bună începe în primul rând cu ascultare. Nu se poate altfel. Dacă vrei să comunici cum trebuie, dacă vrei cu adevărat comunicarea să fie una dintre abilitățile tale, unul dintre trăsăturile tale puternice, între lucrurile pe care te bizui în mijlocul vieții tale, trebuie să înveți să asculți. Nu există altfel. Uitați-vă în text. Cine nu ascultă nimic deloc, nu e interesat de nimeni. Nabal. Nici măcar nu îndrăzneau să-i vorbească. Știau că dacă îi vorbesc ăsta, n-are obiceiul să plece urechea. N-are obiceiul să asculte, n-are obiceiul să ia în calcul niciun cuvânt. Cine, mai, cine ascultă însă în text? Păi ascultă Abigail. Când ascultă Abigail, când au venit slujitorii la ea și au zis, auzi, se întâmplă ceva nasol, în rău de tot. Vine David și vine cu armata, ne va face una cu pământul. Și și-ar fi putut spune Abigail, fițos. Cine ești tu să -mi spui mie? Auzi? Vedeți de treabă la ulcelele tale, du-te acolo la focul tău de la bucătărie, vitu să... Când voi trece pe lângă tine data viitoare, nici să nu ți mai îndrăznești să ridici privirea. Eu sunt stăpân aici. Era? Era stăpân. Dar dacă n-ar fi ascultat, s-ar fi prăbătit până dimineață. Ascultare. Cine mai ascultă în text? David zice Abigail, știi, aș vrea să spun ceva la ureche, înțeleaptă, nu confruntă toată armata, confruntă liderul. Aș vrea să spun ceva la ureche, se poate? Și mi-l închipui pe David zicând, zi, zi tot ce ai de zis. Știți cum spune Biblia că a zis înainte David, înainte să întâlnească cu ea? Să mă pedepsească Dumnezeu, dacă până la a pus sus soarelui. lui. Voi mai lăsa pe cineva în viață. De ce spune Biblia asta? Era plin de nervi. Ca scuze, atențiune. Îi fugea sângele. Deci omul era roșu. Și vine Abigail. Auzi, Aș vrea să-ți vorbesc la ureche. Și știi ce face David? Ciudat. Zi. Zi. Și pentru că David ascultă, intră în împărăție fără mâinile pătate de sânge. Sânge nevinovat. Pentru că ascultă. O comunicare bună începe cu un exercițiu esențial. Ascultarea. Ascultă. Dacă nu înveți să asculți, o, oh, prin câte certuri vei trece în familie până când vei învăța să taci și să-l asculți și pe celălalt. Dacă nu înveți să asculți, oh, prin câte tensiuni vei trece cu șeful, cu prietenul, cu subalternul, pentru că n-ai învățat să asculți. Să pleci urechea. Interesant, superbă Scriptura. Cei doi care ascultă sunt cei mai puternici. Ea este șefa casei ei, iar David este conducătorul armatei. Și Biblia o pune intenționat. Cine ascultă? ăia puternici. Care am zice noi că n-ar trebui să asculte, n-aveau de ce să asculte. Aveau forța de partea lor și cu toate astea, ascultă, ascultă. Auzi, una dintre expresiile foarte obișnuite în gura tinerilor, știți care e? Știu. Ați întâlnit-o pe asta? Nu, nu există ceva care să te tensioneze mai tare la un interviu decât să stai și să pui două întrebări, și să nu fi finalizat întrebările. Că ai avut și tu o întrebare din asta mai amplă. Și la mijlocul întrebării te oprește el și zice, știu. Cum? Știu. Ce știi? Simplu fapt că te-au oprit te Am întâlnit situații. La masă, antreprenori, mulți dintre ei oameni, cu făcuseră multe chestii. El, era la început de drum. Cine vorbea cel mai tare și mai mult la masă? Ăștia toți toceau. Vorbea el. De ce? Pentru că n am învățat că o comunicare bună începe cu o ascultare. Ascultare. Pleacă-ți urechea. Adună informații. Mai pune întrebări și lasă pe oameni să vorbească. Iată cu ce începe o comunicare bună. Cu ascultare. Fă exercițiul ăsta. Că ești la facultate, că ești în liceu, că ești acasă la mama și la tata, că ești cu sora ta, cu fratele tău mai mic, pe care tu ai sentimentul că ăștia nu mai ai ce să te învețe pe tine. Ce să-ți mai spune ei ție? Pleacă-ți din când în când. S-ar putea să descoperi lucruri fascinante de care tu nu ai habar. Ascultă. Fă exercițiul ăsta. Obișnuiește-te să pleci Urechea. Spune Scriptura, iarăși foarte, foarte frumos Spune Iacov, Iacov 1 cu 19 Știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați Orice om să fie grabnic la ascultare Încet la vorbire Zăbavnic Adică amânat așa, la mânie Când îți vine să te, am, te mâni, mai amâni un pic Mai zăbovești un pic Nu te amâni atunci orice om să fie grabnic la ascultare. Grabnic la ascultare. Vrei să comunici cum trebuie? Vrei să știi cum se comunică în orice context te afla? Oricât de sus ai fi, învață să asculți. Unul dintre marii antreprenori și uh, traineri trainer pentru antreprenori din lume este John Maxwell. Ați auzit de el? Și ce zicea John Maxwell? Că dintr-o cameră pun doar o întrebare oricui este în preajma mea și îl las să vorbească. Îl las să vorbească și îl ascult. Băieți, mă auziți? Vreți că nici fericite? Ăla eu, ăla eu, se mai înscrie careva. Învățați să tăceți. Și să ascultați. Dar nu așa ascultat cu mintea departe și cu trupul acolo. Activ. Învățați să ascultați activ, mai punând întrebări. Și așa a zis, fiind interesat, cu adevărat interesat, dacă vreți să fiți fericiți. Învățați să ascultați. Fetelor, mă auziți? Una eu, una eu. Vreți să vă dezvoltați? Să vă atingeți potențialul? Învățați să ascultați. O, greu câteodată. Da. Deschide gura și deschide urechile. Ascultă. Ascultă. S-ar putea să afli informații importante. S-ar putea să afli lucruri pe care nu le știi. Ascultă. Dacă vei asculta, va fi bine de sufletul tău. Uitați-vă la Abigail. Vine la ea acel slujitor și spune ce are de spus. Abigail ascultă până la capăt. Ia zice, ai de zis. că uite că ce a făcut la bărbate tu, du, du, bar, la bărbat mi du -te. Nu mă interesează pe mine, la el. Dar ea ascultă până la capăt. Îl vedeți pe David oprindu-se. Te-am ascultat suficient. Nu mă interesează. Nu, ascultă până la capăt. Ascultă. O comunicare bine începe cu, ziceți voi, ascultare. Puțin, ați, mai zicem o dată. O comunicare bună începe cu ascultarea. 2. O comunicare bună continuă cu zmerenie. Cu zmerenie? Da. Vă citesc un text din Scriptură. 1 Petru, zice așa. 1 Petru, 5 cu 5. Tot așa. Și voi tinerilor. Fiți supuși celor bătrâni și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu zmerenie. Căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor zmeriți le dă har. Vreau să vă întreb, vă plac oamenii mândri? Adică că știu că aveți o pasiune pentru ei. Nu vă plac oamenii mândri? Cum? Că eu așa am știut. Cum intri într-o încăpere, te uiți așa. Care mai e mai mândru pe aici, mai? Lângă el mă duc să stau. Anturajul lui mi-l doresc. Acolo înfloresc cu adevărat. În preajma unui om care nu poate să se oprească din a se lăuda pe sine. Nu vă plac. Nici vouă. Nici lui Dumnezeu. Nici lui Dumnezeu nu-i plac oamenii mândri. Știți care este limbajul pe care îl folosește Dumnezeu aici? Doi oameni stau de vorbă. Câtă vreme amândoi sunt zmeriți Câtă vreme amândoi știu să se supună unul altuia. Câtă vreme amândoi știu să se vadă, să se prețuiască unul pe celălalt. Dumnezeu îi îmbrățișează. Adică în limbaj biblic le dă har. Îi ține în îmbrățișarea lui. La un moment dat, unul dintre ei a început să se mândrească. Auzi. Începe el să spună ce a făcut, cine este, ce planuri mai are, care dintre care mai astronomice decât celălalt. În momentul în care se întâmplă asta într-o comunicare, unul dintre ei începe să se mândrească, Dumnezeu desface îmbrățișarea și începe să se întoarcă către cel care se mândrește și să-i spună nu, 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 nu așa, nu continua. Asta este limbajul, zice că Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Îți închipui cum e să încerci să-l împingi pe Dumnezeu, Dumnezeu care stă împotriva ta, ca o stâncă e împotriva ta, pentru că ce ai făcut? Te-ai mândrit. Te-ai mândrit. Ai distrus prin mândria ta orice comunicare, ai tăiat orice legătură cu cel din jur și mai rău de atât. L-ai pus pe Dumnezeu împotriva. Ca o comunicare să funcționeze. Ca să fie auzit ca să fie auzită, trebuie să învăț să comunic cu zmerenie. Spunea apostolul Pavel Filipenilor 2 cu 3 Nu faceți nimic din duc de ceartă sau din slavă de șartă, ci în zmerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Și zic aici, Doamne ajută-ne! Uitați-vă în text. Cine este mândrul? Prin excelență mândrul. Pe el nu nu învață nimeni nimic, el nu are nicio lecție de, a, de privit, de ascultat de la nimeni. El știe foarte bine ce e cu David, știe foarte bine ce se întâmplă în viața lui David, știe foarte bine ce are el de făcut, el știe tot cine e mândru. Nabal e mândru. Mândru e plin de sine. E atât de mândru, Nabal, încât vorbește urât despre David. Nu-i pasă deloc. Zice, nici măcar nu-i rostește numele într-un act de un afront puternic. Zice că e unul dintre slujitorii care au fugit de la stăpâni. Îl face un sclav. Cât de dureros este. Cât de mândru să fii. Se zici lui David, măi sclavule. Asta, așa vorbește Nabal cu David. Atât de mândru e. Cine piere aici? împotriva cui este Dumnezeu. Alina bal. Cine e merită aici? Ați citat la Abigail. A făcut tot ce e necesar ca să fie ascultat. E înțeleaptă. Știe că trebuie să potolească foamea soldaților lui David. Se duce încărcată la ei. E înțeleaptă. Nu i confruntă direct când îi vede de departe, când îl vede pe David. Și zice textul că a făcut, s-a aruncat înaintea lui recunoscând într-un fel maestatea, chemarea pe care Dumnezeu o are peste viața lui. Abigail este zmerită, știe să fie zmerită și prin zmerenia ei, prin comunicarea ei zmerită, Abigail câștigă viața pentru ea. Cine mai este zmerit aici? David. Băieților, dacă ați fi în fruntea unei armate, dacă ați avea la ordin 400 de mercenari. Păi nu va sta nimeni în fața în Timișoara. Nimeni. Ce ai mai tare? Să ai 400 de oameni. Hmm. Ați face legea. Ați venit și în arat să faceți lege Cu 400 de oameni. Câtă mândrie putea să intre în Inima lui David. Cum adică, cum îndrăznește ăsta să vorbească așa cu mine? Și totuși David știe să se smerească. E atât de smerit David cât vă aduceți aminte momentul în care pătrunde în peștera în care domnea Saul, dormea Saul? Ce face? Taie doar colțul hainei și pleacă. Putea să-l omoare acolo, dar David știe că nu e vorba despre puterea lui, ci este vorba despre decizia lui Dumnezeu și se supune acelei decizii. Zmerenia întotdeauna se supune. Zmerenia întotdeauna coboară. Fi zmerit. Fi zmerit. Caută să te verifici din timp în timp. Pe măsură ce Domnul îngrămădește în viața ta daruri, pe măsură ce Domnul ridică viața ta, pe măsură ce Domnul îți dă tot mai multe abilități și șelefuiște abilitățile pe care le ai, pe măsură ce Domnul te cheamă în tot mai multe cercuri, caută să fii zmerit. Auzi, te rog în numele Domnului Hristos să nu lași mândria să intre în inima ta, pentru că mândria distruge tot, o trăvește tot. Mândria îl ridică pe Dumnezeu împotriva ta. Și nu-ți trebuie un alt vrăjmaș mai mare decât Dumnezeu. Ca o comunicare bună să funcționeze, e nevoie ca ambii care comunică să fie zmeriți, Doamne, Ajută-ne. O comunicare bună se așează, în primul rând, pe ascultare. O comunicare bună se așează pe zmerenie. Și o comunicare bună se așează pe o renunțare la a judeca, pe o renunțare la a vorbi de rău, o renunțare la a face acele lucruri care sunt cu adevărat otrăvitoare pentru orice, orice relație. Nu vreau să insist aici, nu vreau să rămân. Aici. Spune apostolul Pavel Coloseni 4 6. Vorbirea voastră să fie întotdeauna cu har, dreasă cu sare ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. Vă rog vorbiți cu har, unul cu celălalt. Nu știți niciodată prin ce drum trece cel de lângă voi. Poate că miroase bine, poate că s-a îmbrăcat frumos, poate că știe să zâmbească, dar nu știți niciodată prin ce drum este. Pe ce drum este cu ce se luptă, cu care sunt bătăliile pe care le duce, vorbiți cu har. Vorbiți fără să judecați, vorbiți fără să puneți etichete, vorbiți fără să bârfiți. Luați-vă de pe acum hotărârea înaintea lui Dumnezeu, că nu vă veți otrăvi relațiile cu aceste atitudini. Că veți alege să nu judecați, să lăsați judecata Domnului. Că veți alege să nu vorbiți pe nimeni de rău. Dacă aveți ceva de spus bun, spuneți. Dacă nu aveți nimic de spus bun, tăceți. Tăceți. Vreau să închei cu o poveste legată de domeniul ăsta al etichetării pe care câteodată oamenii o fac unul cu celălalt. Nu știu câți dintre voi cunoașteți povestea pe care o spune Max Lucado în cartea lui pentru copii, ești prețios. Știți cineva povestea asta? a lui Pancinelo. Vă spun eu scurt. Pancinelo este un om de lemn, cioplit frumos de către Eli Templarul. Eli Templarul locuiește pe deal și Pancinelo locuiește în orășelul oamenilor de lemn. Iar în orășelul, orășelul ăsta, oameni de lemn au tot soiul de obiceiuri ciudate. Își vopsesc cu nasul verde, au tot soi de aplecări La un moment dat, una dintre aplicări Este să se verifice unul pe celălalt Și dacă celălalt pe care l-ai verificat e minunat Îi pui o stăluță Dacă nu e minunat, are vopsea sărită Sau poate că nu merge așa cum trebuie Sau poate că mai scârție că n-ai făcut din lemn Îi pui o bulină Pancinelul e genul ăla de om Din lemn Am zis de om, din lemn Care nu prea se pricepe Nu-i nu, nu nu ies toate lucrurile minunat și ca atare, pentru că nu ies toate lucrurile minunat, el primește o mulțime de buline. La un moment dat e așa de plin de buline pancinelor, încât nici măcar nu mai îndrăznește să iasă din casă. E rușine să iasă din casă. Într-o zi, când a îndrăznit să iasă până la corțul străzii, se întâlnește cu ea. Întotdeauna există o ea. Se întâlnește cu ea. Și ea nu are niște tăluțe, nici buline. Și o întreabă pancinelor. Dar tu cum faci? Ăștia toți aleargă după mine să pună buline. Primarul are o mulțime de steluțe. Tu cum faci? Și fata îi spune așa. Eu în fiecare seară mă duc la Eli. Eli mă ia în O pune pe bancul lui de lucru. Și șlefuiește jos tot ce au pus oamenii peste mine. De la o parte toate steluțele, de la o parte toate bulinele. Și Eli mi-a zis, Pancinelu, că te așteaptă. Și vreau să vă spun, oamenii, oamenii vor pune peste voi tot soiul de buline. Tot soiul. Pentru că afară, oamenii sunt răi și nu știu să comunice. Oamenii vă vor călca în picioare pentru interesele lor. Oamenii vor urmări ceea ce vor ei să urmărească, ceea ce au un plan să facă și uneori vor călca cu buldozerul peste voi, vor avea cuvinte reprobabile vor avea etichete urâte pentru voi. Dar eu în seara asta am venit să vă spun că Eli, tata, vă așteaptă din timp în timp acasă ca să vă curețe de toate bulinele, ca să dea la o parte toate steluțele și ca să vă spună fiecare dintre voi că sunteți prețioși așa cum sunteți. Așa cum va a creat el. Că nu trebuie să ai nimic în mod special pentru a fi prețios în ochii lui Dumnezeu. Și pentru că ești prețios, caută ca tot ce faci și felul în care comunici cu cel de lângă tine, să-l încarce și pe el cu același sentiment plăcut, că și el este prețuit de Dumnezeu. Credeți că putem face asta? Mai sunteți aici? Credeți că putem face asta? Puteți să vorbiți unul cu celălalt în așa fel încât la capătul vorbirii voastre, fiecare dintre voi să plece de acolo mai încurajat, mai zidit, parcă având sentimentul că s-a întâlnit cu un copil de Dumnezeu, chiar se întâlnise cu unul? Eu cred că da. Deci ce face o comunicare bună? O comunicare bună începe cu ascultarea. Ascultați. O comunicare bună continuă cu zmerenia. Doamne, dă-ne puterea să fim zmeriți. Și o comunicare bună înseamnă a păstra întotdeauna principiul de a fi copilului Dumnezeu, de a nu judeca, de a nu bârfi, de a nu trăvi nicio relație prin vorbe nepotrivite, pentru că vom da socoteală de orice cuvânt nefolositor. Îmi doresc ca fiecare dintre voi să devină maestru în comunicare și toată biserica să zică Amin. Amin. Vă mulțumesc!